Care e motivul pentru care v-au chemat procurorii? V-ați cerut câteva informații din dosare? Primul audiat a fost Nicolae Zecheru, șeful investigațiilor criminale din IPJ Prahova. A urmat actualul șef adjunct al Direcției de Ordine Publică din IGPR, Nicolae Parepa. Ambii polițiști au părăsit sediul DNA după aproximativ o oră de audieri. Ați auzit de-a lungul timpului cum ați fost cerut informații din anumite anchete de anumite persoane vizate de aceste anchete? Cine știe ce aud eu? Eu aud multe. Aud puține. Dar nu vă loviți de mașină. Atenție, atenție, atenție. O zi bună, vă doresc, la revedere! Ionuț Ciorobea, angajat la Poliția Economică din Prahova, a ajuns și el în fața procurorilor anticorupție, la fel și Liviu Tudose, fost prim procuror al României. Audierile au loc în contextul în care Înalta Curte de Casație și Justiție a autorizat redeschiderea urmăririi penale în dosarul din 2013 care vizează 13 nume grele din Prahova, șef de poliție, procuror, dar și șeful Consiliului Județean Mircea Cosma și fiul său, deputatul Vlad Cosma. Aceștia erau suspectați că oamenii legii ar fi dat informații unor interlopi cu scopul de a împiedica ancheta lor. Dosarul cu un prejudiciu de 34 de milioane de euro din evaziune fiscală a fost clasat în 2014 de fostul procuror DNA Lucian Papici.